Vă invit să vă ridicați în picioare. Thank you.
Cei pe
măreț al Sfinților. Când ce n-am scat cântare, ca lor s-a unit la unde Domnului va fi acolo. Noi vom fi Hristos se ridică alta, cu rod mai luminos.
Cântarea nu încetează când cântărețul cade. Ea trece altă harfă, mai strălucită chiar. Când un erou sfârșește luptând pe baricade, Hristos se ridică în locul alt tânăr voluntar. Trudește deci înainte și luptă-te și cântă, tu slujitor și preot și ostașa lui Hristos. Eroică și înaltă va fi izbânda sfântă a luptei pentru care tu mor victorios. Se vorbea de un proiect pentru că se multiplice în lucrarea fratelui Iliei. Eu vreau să fiu parte la aceasta și vă îndemn toți cât puteți face lucrul acesta spre binele celor ce asemenilor noștri. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Amin. Iubită familie îndoleată, dragi frați, surori, salut în biserică și cea mea personală. Este din Iuda, versetul 2. Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțită. Și eu cred că în aceste momente aveți și avem nevoie ca pacea lui Hristos la care am fost chemați, ca să alcătuim un singur trup, să stăpânească în inimile noastre și să fim recunoscători. Recunoscători pentru marea jertfă de la Golgota și recunoscători pentru munca fratelui Ilie. Isaia, capitolul 9, profețește și spune că un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, domnia va fi pe umărul lui și îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintea veșnicilor și Domn al păcii. El este sursa păcii. Pacea lui Hristos să stăpânească din numele voastre. Aș vrea să vă dau pe Domnul cu o cântare, de fapt prima cântare la care Domnul mi-a dat melodia versurilor compuse de fratele Ilie Perciu. Va fi o zi când vom vedea față în față și vom primi răspuns la mii de întrebări, dar până atunci trăim crezând, privind prin ceață la lucruri ce se par acum în depărtări. Să pierd în nevoie. Va fi o
zi când vom vedea față-n față, când vom primi răspuns la mii de întrebări. Dar până atunci trăim crezând, privind prin ceață, Însă, comitentul
de care vorbim noi în termenul lumești. Adică echipa lui Dumnezeu care este biserica are treabă de slujire 48 de ore din 24. Și noi în orice clipă, la orice intervenție, trebuie să spunem nu chiar că n-am luat. Prezent! Dar să cade să ne ridicăm în picioare atunci și să-i spunem sunt aici. Avem o cântare, sunt aici și la dispoziția. Cântăm așa de frumos. Îi cântăm Domnului frumos, chiar dacă nu avem voce. Dacă nu e calitate, dar măcar să cântăm tare. Și atunci, să audă și Dumnezeu că noi chiar îl onorăm. E bine asta, e frumos din partea noastră. Dar, fraților, trebuie poneată ceva mai mult. Și, așa cum spuneam aseară, am vrea să nu irosesc timpul, vă aduc aminte că în Ezechiel 24 spune, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fii omului, iată îți voi răbi printr-o lovitură, ce ți mai spun până înaintea ochilor? Dar să nu te jenești, nici să nu plângi. Să nu-ți curgă lacrimi de pe ea. Cunoașteți textul. Aș putea să-i spun un lucru peste era asta. Suntem prieteni de mulți. Nu vezi și pe mine să spun asta. Mai degrabă că știți cu care să plâng cu ea. Dar totuși, în spatele acestei afirmații, Dumnezeu nu-și dovedește duritatea. El își dovedește mila. Iată, eu contez pe voi. Eu contez pe voi. Și v-am adunat aici astăzi să punem lucrurile la cale, să vedem unde putem ajuta și ce putem face. Tatăl meu a fost condamnat politic la Comunul de Comuniști. Și când preotul greco-catolic, unde eram afiliat în vreme, îi cânta pomenirea fiecare duminică, nimeni nu mai știa că e împrăiește. Dar a venit într-o zi acasă. Și dacă a fost primarul satului și a fost cea mai bună familie, mai înstărită din sat, de data asta când a venit acasă, locul de casă unde a fost casa zidită era istorie, nu se mai știa nimic. Tot au ras. A pus-o în stradă la mama cu 5 copii. Era nevoie de comitetul lui Dumnezeu, de trupul lui Hristos. Și era după vremea potelor, când sărăcia era așa de mare încât nu-i timp și cuvinte să vorbim despre asta. Pentru că m-aș bucura ca tineretul să fie interesat. Dar voi, care ați venit aici, numai de asta n-am timp. Și vă înțeleg. Dar soluția este ca noi să ne regăsim rostul și direcția. Și acum zice Domnul Ezechiel, îți voi lua soție. Într-o clipită, azi am vorbit, mâine eram în slujire în biserică și trece fiica mea pe lângă mine plângând. Am murit toată lumea. Frații mei, să nu plângi, să nu bocești ca la mort. Să nu poți să ani de doi. Oare acum asta să-i spun la Lisele? Oare asta ar zic eu pe ea? Dar rețineți, poporul Israel era atât de zelos și să lăudau cu templul lui Dumnezeu. Să nu-i zici ceva de templu. Iată, le voi lua cea mai scumpă în fața ochilor. Fala lor! Templu! Știți? Că de la Revoluție până acum, în toate guvernele României și la toate alegerile, biserica este creditată cu cea mai mare credibilitate. Care biserică? Că nu e nici asta, nici aia, nici aia, nu asta e biserica. Biserica ești tu și eu și noi împreună. Noi suntem biserica. Și avem o autoritate și avem o puternicire care poate rezolva orice criză pe plan național și mondial. Că porțile locuințe morților nu sunt autoritate care să nimicească biserica. Și zice Domnul, îmi pare rău pentru voi că trebuie să vă stric concediu.
Dar vă invit la o adunare fulger. O adunare extraordinară. Unde vreau să vă vorbesc. Că fiecare dintre voi trebuie să întoarcă la locul pe care și l-a câștigat. L-ai câștigat prin harul Domnului, prin mila Domnului, nu prin meritele și nici prin studii. Și dacă Dumnezeu ne-a creditat și ne-a dat această autoritate, zice, a trebuit să rugăm pe Ilie, l-am găsit gata de plecare, ca să vă pot întâlni pe voi. Și ne-a adunat din toate direcțiile. Nu puteam veni la Ilie mâine. La nuntă nu mergi la primul copil când se căsătorește, că mai are trei. Măi, lasă că mă duc la Ana. Nu poți merge nici la Ana, lasă că mă duc mai încolo la Andreea. Și tot mai găsești, aici nu, a sunat trâmbița, am venit aici și iată-ne că suntem pe extemporal în față. Spune-mi ce părere ai despre tine. Am avut nu de mult o consiliere cu o familie, cu doi copii care s-au născut retardați. Din punct de vedere fizic. Avea 32 de ani băiatul și 30. Și au mers pe la doctor în toată lumea să le scoată fiarele din trup câte operații au scurt. Și nimeni n-a. Și au ajuns în Porta. Dacă au ajuns acolo, l-au portat cu fratele Iosif Zon. Și fratele Iosif Zon zice, băi copii, dar nu mai nici trebuia să veniți. Mereți în România, la Nelu. Și m-am văzut vizaia despre care vă spuneam ei, că stau în tot. Dar dacă Domnul a găsit cu cale să pună la poarta aceea o vâză, respectă zmenirea. Pot să vă spun asta spre slava lui Dumnezeu, că El nu greșește. La concursul pe care Dumnezeu ți l-a dat și ție și mie, mi-a făcut cunoscut și ți-a făcut cunoscut harul Lui. Harul Lui care îți este de ajuns, nu mai completa cu nu știu ce. Respectă smerire. Redresează-te, scutură-ți praful pe picioare. Stai în spătură, spuneam aseară, iartă, uită, iubește, binecuvintează că la aceasta ai fost chemat. Toți care am început să albim sau am albit de tot, realizăm că niciun faliment în viața mea n-a fost din cauza Lui. A fost din cauza mea. Și a fost din cauza ta. Da. Și zice Domnul, nu țin cont de vremea aceasta. Dar acum fără asta. Și ei te vor întreba și de ce nu vrei să ne explici ce înseamnă asta. Și explicația este aceasta. Ajunge. Că trecutea să pugă ea neamnă. Asta e un bețin, un chepul, un ospeț în slujirii de o legi neîngăduit. Unul pentru patru copii. Ajunge. Nu trebuie să te înveți de mine și de părinte. Să te înveți de putere, să te înveți de avere, să te înveți de nu știu ce și nu știu câte. Avem toate formele și metodele la dispoziție și nu se mai știe cine e Domn și cine e tovarăș. Ajunge. L-am chemat pe Ilie urgent la mine. Pentru că știam că n-ai altă ocazie și o altă șansă. Astăzi, ascultă, întoarce-te și fii o binecuvântare că la aceasta te-am chemat. Domnul să vă binecuvânteze. Mulțumim Domnului pentru momentele acestea. M-aș bucura ca fiecare să-i poată spune la Ilie, la revedere, fratele. La revedere. Eu cred într-o misiune aceasta și, deși știu că acolo nu vom putea vorbi despre cotidian, despre anumite lucruri lăsate pe pământ, dar nici nu va fi cazul pentru că firescul n-a fost acolo. Ajunge cu acesta. Domnul să vă mântuie. Amin.
iubită biserică, iubită audiență, suntem în ziua aceasta, o zi de tristețe în locul acesta. Am venit împreună să fim alături de familia îndoliată și ne rugăm ca Dumnezeu să o binecuvânteze. De câteva vreme facem parte din familia fratelui Ilie. Fica lui, cea mai mică, este și fica noastră acum. Nina, nepoata lui cea mai mică, este și nepoata noastră. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvânteze. Cuvintele omenești sunt cuvinte de prisos de multe ori. Nu putem să încurajăm. De aceea folosim cuvintele Domnului. Să încurajăm familia. Și Eclesiastul, așa cum s-a amintit și ieri, spune, cel înțelept merge acolo unde este o casă de jale. Într-o casă de tristețe, pentru că își aduce aminte că este trecător. Atunci când îți aduce aminte că va trebui să treci prin astfel de momente, te gândești la sufletul tău. Suntem în această dimineață să încurajăm familia. Inima înțelepților este în casa de jale. Noi suntem aici pentru că am ales să fim alături de familie. Pentru că Dumnezeu ne-a răscumpărat prin Domnul Iisus Hristos. Mi-aduc aminte, fratele Ilie, în ultima vreme, în ultimul timp, veneam împreună cu noi la slujire în Biserica Golgota din Bine Noi Ștat, parte din familia dânsului, merg cu noi în această biserică. Și de atâtea ori venea și spunea și parcă stăteam, mă punea pe gânduri. Spune Costi, eu nu știu, tu crezi în Dumnezeu? Eu cred că există Dumnezeu. De foarte multe ori spune același lucru. Tu crezi că există Dumnezeu? Eu cred că există Dumnezeu. Și era un cuvânt greu pe care parcă de multe ori nu-l repeta. Însă ceea ce am observat la fratele Ilie și aș vrea să fie o încurajare pentru familia care rămâne în urmă. Îl interesa așa de tare de fiecare copil de-a lui, spune Costi, ei vor veni în această comunitate. Roagă-te pentru ei. Sunt copii de treabă. Sunt copii care îl caută pe Domnul. Îmi doresc. Unul din versetele preferate cu privire la familie este ceea ce spune Ioan în ultima sa epistolă la versetul 4. Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Fratele Ilie nu spunea lucrul acesta direct, nu cita versetul. Dar asta era în inima sa. El n-avea altă bucurie mai mare decât să uita la copiii lui. Și spunea, Costi, vreau ca fiecare dintre ei să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Mă lupt în rugăciune cu Dumnezeu pentru ei. Și nădejdea noastră este că ne vom întâlni cu El. El a plecat dintre noi, dar ne așteaptă acolo sus. Și încurajarea pe care o lasă, și cum am spus, noi nu putem prin cuvintele noastre omenești. Să aducem de multe ori, nu putem să aducem mântuire, însă folosim Cuvântul lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel, în Tesaloniceni, ne spune, nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem, și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe aceia pe care au adormit împreună cu El. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer, și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul Văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. În vremurile acelea treceau și alte familii prin momentele acestea triste, prin care trece familia Belciu în această zi. De aceea Pavel ține cont și încheie cu versetul mângâiați-vă, dar, cu aceste cuvinte. Acestea sunt cuvintele Domnului care ne mângâie. Spuneam că nu sunt suficiente cuvintele noastre.
și folosim Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu va fi folosit în continuare prin poezii, prin cântări și prin îndemnurile fraților. Fie ca Dumnezeu să ne întăiască pe noi toți, să conștientizăm că ne așteaptă o zi în care ne vom întâlni cu Creatorul nostru. Și fie ca Dumnezeu să mângâie familia și să-și dorească să se întâlnească în veșnicie împreună cu Cel care a fost tată, bunic, soț, frate, rudă, prieten și frate în Hristos. Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Thank you.
de un singur lucru sunt sigur cu tărie și nici o clipă în viață de el nu mă îndoiesc, căci tu îmi ești în viață suprema bucurie și mai presus de toate, Iisuse, te iubesc. Căci tu îmi ești în viață suprema bucurie și mai presus de toate, Iisuse, te iubesc. Și mai presus de toate, Iisuse, te iubesc. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să înălțăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-ai zbăvit din toate temerile mele. Amin. Domnul să fie. Dumnezeu să binecuvinteze întreaga familie îndoliată, atât pe cei prezenți aici, cât și pe aceia care varsă lacrimi de acasă, din țară și n-au putut să fie aici, dar și pe aceia care varță lacrimi și simt durerea aceasta despărțirii de la mii de kilometri distanță. Și împreună cu ei, Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi toți. Amin. Aș vrea să spun o întâmplare și apoi să citesc un cuvânt. Mă voi încadra în timpul pe care l-am la dispoziție. În urmă cu aproximativ 3 ani de zile, într-o duminică dimineață, Duhul lui Dumnezeu mi-a pus pe inimă să predic despre părerea de rău. Mesajul era să nu-ți pară rău. Am terminat predica și de undeva din partea dreaptă, de la balcon, s-a coborât un bărbat, deși era o slujbă obișnuită de biserică, fără să se facă de mare. Bărbatul acesta a venit până în față și a spus, în dimineața aceasta, eu m-am hotărât să mă întorc la Dumnezeu. La vreo 2 zile distanță, cineva mi-a trimis o cântare. Cântarea se intitulează Să nu-ți pară rău niciodată. I-am trimis această cântare omului care a ieșit în față și omul a spus așa. Cred că în săptămâna aceasta, de mii de ori, am ascultat această melodie. În urma unui mesaj din Scriptură și a unei cântări care a precedat și a întărit mesajul acela, vreau să vă spun că astăzi omul acela este un copil al lui Dumnezeu. Întors la Dumnezeu. Astfel că nu a rămas în urmă doar o cântare, doar o poezie, ci rămâne în urmă și un rod. Un rod frumos, un rod bogat. N-am știut cine este autorul acestei cântări până acum, până de curând. Și cine știe câte alte inimi au fost atinse și câte alte suflete s-au hotărât să lucreze cu Domnul în urma unor astfel de versuri și de melodii. Pentru toate spunem slăvit să fie Dumnezeu. Îngădiți-mi să citesc și cuvântul și doar o scurtă meditație, un minut pentru noi. Apostolul Pavel scrie următoarele cuvinte. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui
și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul, sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aducându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a Lui Dumnezeu, în Hristos Iisus. Amin. Las doar meditația aceasta, gândindu-mă la aceste cuvinte și la un om care L-a iubit pe Hristos și a căutat să-L câștige pe Hristos. N-a căutat câștigurile lumii acesteia, ci a căutat să-L câștige pe Hristos. Pentru aceasta a avut un moment în care le-a socotit pe toate celelalte ca o pierdere, ca un om. Toți vrem să câștigăm. Doar că unele câștiguri sunt vremelnice, pe când altele sunt veșnice. Unele sunt reale și altele sunt imaginare. Aș vrea să vă întreb în această zi, dumneavoastră, ce ați câștigat până acum? Și vreau să vă spun că adevăratele câștiguri și adevăratele câștiguri îl ai doar atunci când L-ai câștigat pe Hristos și ai câștigat cerul. Iar dacă nu L-am câștigat până acum pe Hristos și cerul, Dumnezeu să ne ajute să le socotim pe toate celelalte, ca o pierdere, ca un dunar, să le lăsăm în urmă, ca să putem să câștigăm pe Hristos și cerul. Dumnezeu să ne ajute. Scumpă familie, alături de această prezență și aceste cuvinte, vă asigur că în ceea ce privește Biserica Ghețimani din Caransebeș, de seară la slujbă, duminică la slujbă și în perioada următoare, vă vom purta pe brațe de rugăciune. Ne vom ruga ca Dumnezeu să vă însoțească, să vă întărească. Și nu uitați că întotdeauna acolo este ușa deschisă pentru dumneavoastră. Fiți binecuvântați. Amin. Oh.
inimă, o idee, un cuvânt pe care l-am descoperit în Scriptură, o predică, sau niște versuri, sau o cântare pe care am găsit-o undeva, îmi plăcea să împart cu anumite persoane. Cu colegii mei, cu prieteni, nu de mult, într-o noapte, m-am apucat, chiar dacă nu sunt un poet, să scriu câteva versuri și de dimineață mi-a venit gândul să trimit la un chiulie. Să văd ce părere are unul care știe despre ce este vorba. Și mă gândeam, dar un chiulie la cine trimit? Când Domnul îi dă versuri, când este încântat de ceea ce a primit din partea lui Dumnezeu și vrea să mai audă poate o părere sau vrea să facă bucuria, la cine trimite? Și mă gândeam, sigur, poate că sunteți aici, nu sunt care am părțit versurile înainte să le publice, și încă o dată m-a ținut foarte mult să zic că asta e dreptul meu de autor și nu vezi să nu primiți acolo, să nu postez acolo, că trebuie să nu păstrez dreptul de autor. Nu. I-a fost să împartă ceea ce a primit de la Dumnezeu. Și mă gândeam acum, chiar mai mult decât până acum, are cu cine să împartă. Am auzit cuvinte de rămas bun de la mari poeți, cum vream toți. Și sigur, de acum încolo poate și cu el să împartă idei și versuri. Și cu Costache Ioanid, și cu fratele Nicolinția Moldovean, și cu alții. Dar și mai mult, un poet care a murit în urmă cu mulți ani. Marele poet, care spune Scriptura așa, cuvintele lui, iată cele din urmă cuvinte ale lui David. Cuvântul lui David, fiul lui Isai. Cuvântul omului care a fost înălțat sus de tot. Cuvântul unsului, Dumnezeului lui Iacob. Cuvântul cântărețului plăcut al lui Israel. Duhul Domnului vorbește prin mine și cuvântul lui este pe limba mea. Dumnezeul lui Israel a vorbit, stânca lui Israel mi-a zis, cel ce împărățește între oameni cu dreptate, cel ce împărățește în frica de Dumnezeu, este ca lumina dimineții când răsare soarele și în dimineața fără nori. Ca razele soarelui după ploaie, care fac să încolțească din pământ verdeața. Și ai putea să spun despre David, cât de frumos este ca ploul acesta al Dumnezeului care răsare și face să fie totul verde și frumos în viața unei familii binecuvântate. Acelui nebucărit. Dar David, parcă deodată, este prins de regret. De amintiri neplăcute și oricare fața morții este cuprins de amintiri în care, ca și un chiulie, ar putea spune, aș fi putut să fac mai mult. Aș fi putut fi un creștin mai bun. Aș fi putut fi un copil mai bun. Aș fi putut fi un soț mai bun. Aș fi putut fi un părinte mai bun. Și David se uită la casa lui care, din punctul ăsta de vedere, despre David nu putem spune. Așa cum am auzit mărturii de un chirie că a fost un frate, un părinte bun, un unchi bun. David, din păcate, a greșit foarte mult și a distrus oamenii. Și a fost cuprins de regret înaintea lui Dumnezeu și spune, măcar că nu este așa casa mea, înaintea lui Dumnezeu. Nu pot să spun, spunea David, că eu am fost așa. Și în fața morții, David putea spune, puteam să fiu mai bun. Puteam să fiu mai bun exemplu pentru casa mea. Puteam să crezi copiii pentru Dumnezeu. Dar până la urmă, chiar dacă fiecare om, oricât de bun ar fi, are regret în fața morții, David continuă să-și spune, totuși, el a făcut cu mine un legământ veșnic, bine întărit, în toate privințele și tale. Nu va face el oare să răsară din el tot ce este spre mântuirea și bucuria mea?
putea dacă se spune, nu putea. Dar până la urmă, Tatăl îi zice, până la urmă, e vorba despre mine. Și cât de bine am fost eu. Nădejdea în ea și ultimele mele cuvinte pe lumea aceasta. Este chiar dacă n-am fost eu cel mai bun, Dumnezeu meu, a fost cel mai bun. Și am nădejdea asta. Legământul lui, promisiunile lui, față de casa mea, îmi sunt de ajuns ca să am nădejdea salvării și a bucuriei. Cu alte cuvinte, bazându-mă pe promisiunile lui Dumnezeu, făcute în dreptul familiei mele, ce altceva mă poate face mai bucur. Îmi dorea cu familie. Mătușă, dragi verișori și verișoare, avem promisiunea lui Dumnezeu, care a zis, eu sunt tatălor, fanților și apărătorul, fără. Și cred că uica e ca și poetul David ar putea să spună, ce mă poate face mai bucuros decât să știu că Dumnezeu are un plan bine a mea. Și sunt convins că va duce la mine. Amintirile sunt lăsate cele care au fost scrise și pe acest buletin se poate scrie câteva versuri ale unchiului Ilie care spun, fii gata pentru clipa când El te va chema. Cu zâmbetul pe față să poți spre cer pleca și ca un vânt ce poartă miros de trandafir. Să poți lăsa în urmă frumoase amintiri. Amin. Amen.
din drama aceasta, de realitatea curentă și realitatea ce o să vină. Spatele sufletului nostru este extrem de puternică. Suntem antrenați, suplimentați în lumea aceasta efemeră, pe deasupra avem o speranță a eternității, într-o zi vom fi cu Dumnezeu. Frumusețea pe care vine și rescrie cartea Apocalipsa. Cartea aceasta este o carte destul de misterioasă, o carte care prezintă foarte multe lucruri care se întâmplă din perspectiva cerului și numai din perspectiva Pământului. O carte care vorbește despre lucruri pe care le-am văzut și lucruri pe care le-am auzit. Am auzit numărul celor care erau acolo și apoi am văzut o mare boată pe care nu putea să o numere nimeni. O carte care poartă acest îndemn dintre lucruri de jos și lucruri de sus. O carte care poartă amprenta momentului când Hristos în Evanghelie era printre oameni și acum Hristos este înălțat la dreapta Tatălui pentru totdeauna. Și în capitolul 3 al unui biserici spune că nu va mai coborî de acolo, ci va rămâne pururea în Raiul Sfânt al lui Dumnezeu. O carte care este literară, o carte care este profetică, care are un mesaj precis, și o carte apocaliptică. Deci are un mesaj foarte complicat, foarte greu de înțeles, îmbrăcat în tot felul de lucruri care sunt. O carte care are o adresă extrem de precisă și pentru cei care doriți să am putea să discutăm pe delete fiecare aspect pe care cartea aceasta îl are. Dar cartea aceasta ne dezvăluie o realitate pe care putem să o aplicăm la viața noastră. Și noi, ca și oameni trecători pe acest pământ, ca și un poet, ca și un călător ca tine și ca și mine, suntem în fața unei realități pe care o trăim în lumea aceasta, și suntem în fața unei realități care ne așteaptă lumea lui Dumnezeu, lumea ce o să vină. Ascultați câteva întrebări pe care le pune această carte, cu totul specială, această carte Apocalipsa. De obicei, cerul are răspunsuri. Pe pământ este tumult, învălmășeală, frământare, luptă, zbuciuri. În cer este liniște. Acolo este pace. Ne vom vedea la cele țărmuri. Dumnezeu nu promite mai mult decât celelalte țărmuri. De aceea, dorința extrem de ascunsă în sufletul nostru este după celelalte țărmuri de lumea sfântă a lui Dumnezeu. Frumusețea pe care o descrie Scriitorul aici este extraordinară și ne spune câteva lucruri pe care vreau să le folosesc cu ocazia în care fratele nostru, scumpul nostru frate, un om slujitor, un om devotat, un om care a slujit cauza împărăției și un om care a fost printre noi, slujind, îmbărbătând și aducând un acord benefic lucrării Sfinte a lui Hristos. Și unul din bătrânii au cuvântul și mi-a zis, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Nu sunt multe cărți cu întrebări, pardon, în cartea Apocalipsa. Dar sunt câteva întrebări extrem de definitorii. Prima întrebare este, cine este vrednic? Apocalipsa n-are nicio valoare fără de cel care este vrednic. Belul jumbiat pentru noi, binecuvântat să fie numele. Pentru că El s-a făcut om ca și noi, ca noi să putem să ajungem în cerul Lui, pentru că El este singur vrednic. A doua întrebare extrem de spredelitoare este, Doamne, până când vei zăbori? Până când zbuciumul lumea aceasta va continua? Până când istoria aceasta zbuciumată a omenirii va exista? Doamne, până când? Și a treia întrebare extrem de întrebărătoare este, Doamne, cine va putea să stea în picioare când tumultul mâniei tale se va dezlănțui în lumea? Ajungem la ultimele întrebări pe care cartea ne le pune. Domne, aceștia cine sunt? Dintr-o dată se remarcă cel Dumnezeu oameni neidentificați. Oameni parcă care apar dintr-o altă lume. Oameni pe care cei din cerul parcă nu-i cunoști și spun întrebarea, Domne, dar aceștia cine
context despre care vorbește cartea, dar sunt lucruri despre care putem să ne atrăim și nouă și de care putem să ne agățăm și să spunem, Doamne, îți mulțumim că și noi, din deacul acesta muritor, din deacul 23, putem să venim, putem să ne dăm din timp. Ce hard deosebit să auzim și noi într-o zi. Dar Ilie, de unde vine? Dar Samuel, dar Vasile, dar Costan, dar nu știu, fiecare în parte, de unde vine? Doamne, Tu știi, te răspunde. Aceștia vin. Nu poți ca să ai o patrie cerească dacă în primul rând ai o proveniență pământească. Și Apostolul Pavel, în roba Domnului, cu toată înțelepciunea și inspirația pe care Dumnezeu i-a dat-o și a oferit-o, el ne spăluie un adevăr care este insuportabil, un adevăr care nu poate să fie înlocuit. Este de aceea este scris, omul din întâi Adam a fost făcut un suflet viu, al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Dar întâi nu vine ceea ce este duhovnicesc sau spiritual, ci întâi vine ceea ce este firesc, ce este duhovnicesc, vine pe urmă. Omul din întâi este din pământ, pământesc. Omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Ce spune-o, fraților? Este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și nu poate putrezirea să moștenească neputrezirea. Astfel, dar, de unde sunt aceștia? Aceștia sunt cei care vin din proveniența aceasta de pe veră trecătoare. Ca să putem să ajungem în corpul Sfinților Dumnezeu, avem nevoie, în primul rând, să ajungem să fim în lumea aceasta. Niciunul nu poate să fie direct acolo în cer. Deci dacă vrei să ai parte de cer, trebuie să guști istoria Pământului. Întâi vine ceea ce este firesc, apoi vine ceea ce este duhovnicesc, spune Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură ne împărtășește acest adevăr și această promisiune extraordinară. Așa cum am purtat chipul celui pământesc, tot astfel vom purta și chipul celui ceresc. Nu poate carnea și sângele să moștenească viața veșnică, pentru că din pământ și în pământ de mereu moarte, ceea ce împărtășeam aseară, și cartea Evrei spune, fiecare om sub soare i-a fost hărăzuit să moară o singură dată. În limba germană este un cuvânt care spune, este o lege divină pe care Dumnezeu a implementat în lumea aceasta. Toți suntem datori cu o moarte, de aceea gândește-te la momentul acesta. Tipicul evanghelistic spune astfel, viața este nesigură, dar moartea este sigură. Dacă aceștia au o proveniență umană, dacă aceștia vin de pe acest pământ, dacă aceștia vin din lumea aceasta plângerii, dacă aceștia sunt cei care se încolonează și merg spre patria cerească și sunt cei care vor să corpuiască cu Dumnezeu pentru totdeauna, pentru că El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Domne, cine sunt aceștia? Și de unde vin? Ei au o proveniență pământească. Aceștia, spune Sfânta Scriptură, au un certificat de autentificare. Ei nu vin aici la bune întâmplări, nu vin oricum. Cum. Și aceștia, spune Sfânta Scriptură, sunt îmbrăcați în haine albe și aceștia și-au spălat hainele în sângele Mielului, a cărui nume să fie binecuvântat pentru veci de veci. Deviza cărții Apocalipsa este, veniți la mine voi toți. Cine aude să-și deschidă inima, să vină la mine. Pentru că invitația lui Iisus Hristos în Evanghelie a fost, veniți la mine toți cei duviți și împovărați. Cartea Apocalipsa se încheie cu acest mesaj de invitație solemnă. Dacă aude cineva ca suflet, dacă îl deschide inima, ușii inimii lui, voi veni la el, voi cena cu el și el cu mine. Dragi
Vă invit pe fiecare parte. Haideți să ne dăm seama că aceștia, dar ceilalți, de ce există o grupare aceștia care vin și există o grupare care nu fac parte din aceștia? Din ce cauză unii cum la munți și la stânci și spun munților și stâncilor că despre se văd de ce ca mânia merului și cine poate sta în picioare? Cine poate sta în picioare? Și capitolul 7 dezvăluie misterul complet apocaliptic. Sunt unii care stau în picioare. Sunt unii care și-au spălat hainele în sângele merului, din cauza aceasta sunt cei care stau în picioare. A lor este mântuirea, spune capitolul aici în fața noastră, mântuirea este a Domnului Dumnezeu nostru care șade pe scaunul său de domnie. Și pentru că El șade pe scaunul de domnie, ne-a oferit o mântuire veșnică. Și o gloată mare strigă la nesfârșit, la un unison care pur și simplu nu se mai sfârșește. Doamne, la Ta este mântuirea. De la Tine vine izbăvirea, de la Tine vine mântuirea. Tu ești totul pentru noi și pentru că Tu ești Dumnezeul Dumnezeilor. Binecuvântăm numele Tău și spune, Doamne, a Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, cinstea, înțelepciunea, mulțumirea, puterea și tăria în veci și vecior. Amin. Toți îngerii stăteau împrejurul scaunului domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii, și s-au aruncat cu fețe la pământ în fața scaunului domnie și s-au închinat. Și sunt cei care se bucură de această atmosferă cerească, atmosferă cu totul de sărbătoare. În primul rând, aceștia sunt cei care au o proveniență pământească. Apoi sunt cei care au acest certificat de autentificare, ei și-au spălat hainele în sângele verului. Și apoi spune Sfânta Scriptură, aceștia încă au ceva în plus. Și în două versete, în paragraful acesta este menționat, vin din cadrul cea mare, mare și-au spălat hainele și l-au albit în sângele merului. Și le-au albit în sângele merului. Și cu un verset mai de orioară, aceștia sunt care sunt îmbrăcați în haine albe. Cine sunt? Observați? Aceștia au o vestimentație care este compatibilă cu gloria cerului. Sunt cei care au primit harul și glorificarea înaintea celui preanalt. Ei sunt îmbrăcați în haine albe. Ei au deja vestimentația cerului. Ei sunt deja compatibili pentru lumea lui Dumnezeu ca să stea pentru totdeauna cu Domnul. Ce har cu totul deosebit! Ce har cu totul atât de mare! Să știi că poți ajunge acolo prin sângele scump al lui Iisus Hristos, Domnul. Nici o religie, nici un preot, nici un pastor, nici o domnă, nici o anumită timp de liturghie ne pot salva din lucrul acesta decât sângele scump al lui Iisus Hristos. Dar frumusețe pe care arată textul ne dă o motivație cu totul aparte. Dacă sunt unii care nu pot să stea, sunt unii care n-au curajul să împrunte mânia lui Dumnezeu, dacă sunt unii care pur și simplu aleagă la munți și la stânci, strigând și implorând ajutor, sunt alții care au o cu totul altă statură și postură înaintea celui preanalt. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului domnie al Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul domnie își va întinde peste ei corpul. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu îi va mai dobori nici soarele, nici vreo altă așiță, căci merul care stă în mijlocul scaunului domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții. Și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. În timp ce alții se frământă, voi putea rezista în fața mâniei, merului. Alții spune, pentru aceasta stau ei în fața scaunului domnie al Dumnezeu și slujesc zi și noapte în templul lui. Ceea ce își are pe scaunul domnie, privat din decortul peste ei.
ce lucru extraordinar. Ei nu sunt un intrus acolo, ei nu sunt la voia întâmplării acolo, ei nu sunt din greșeală acolo, ci Sfânta Scriptură spune, pentru aceasta stau ei acolo. Au robe, au vestimentația pregătită, au certificatul semnat, au vede să vină în Israel, sunt moștenitori împreună cu cel carnal. Avem nevoie ca să fim, în primul rând, acceptați în cadrul familia lui Dumnezeu și apoi să putem să fim membri de onoare în împărăția celui carnal. Pentru că Hristos a luat plata păcatul nostru. Ne-am păcat cu Dumnezeu. Vrăjmoșia dintre voi și Dumnezeu a fost surpată la o parte. Și ne-am prietenit cu El ca să fim pentru totdeauna cu Domnul. Să binecuvântăm pe Dumnezeu ca să știm că avem un Dumnezeu așa de mare, un Dumnezeu așa de sfânt, un Dumnezeu care pur și simplu s-a pus între cel prea mare și noi și ne oferă harul cu totul măreț, magnific, un har cu totul și cu totul aparte. Pentru aceasta stau ei acolo. Unde sunt ei? În cea mai mare sărbătoare, în cel mai special botez din zi. Ei stau acolo și spune Dumnezeu zi și noapte în templul Lui. Sfânta Scriptură spune că cel ce șade pe scaună domnie, cel ce șade pe scaună domnie, sunt multe lucruri pe care am putea să împărtășim aici, dar trecem peste ele, își va întinde cortul peste el. Ce har extraordinar! Să știi că peste alții vine mânia și tu stai un acoperământ cu totul și cu totul special. La cea mai mare celebrare, la cea mai mare sărbătoare, prin zi de sărbătoare, adunați pentru totdeauna ca să stăm cu Domnul. El ne asigură o împlinire de plină, o securitate perfectă, nu va mai fi foame, nu va mai fi sete, nu va mai fi nimic care să fie disconfortant pentru ființa umană, nici chiar așa de soare nu va putea să mai bată acolo. Pentru că Begul, care stă în mijlocul scaunului Domnie, va fi păstorul lor. Îi va duce la izvoarele acorbeții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Scumpă familie îndoliată, plânsul vostru va fi șters. Plânsul nostru de trecători va fi șters. O clipă în veșnicie va transforma tot ce a fost greu și apăsător pe acest pământ. Vreau să vă mângâi cu aceste cuvinte, nu uitați, o credință autentică este o credință încentrată în dogme, oameni, așezări, așezăminte și bucuria pe care o am căci merus. Nu uitați, merus Iisus Hristos, Domnul nostru, care stă în mijlocul scaunului Domnie, va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele autopeții, Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii. Doamne Tată, noi să mulțumim pentru acest foc pas binecuvântat. Știu că Tine privește de sus la noi. Știm că Tu ești în scop cea patimă, faina Lui este curată, a primit o vestimentație și are o robă nouă. Să stea în cea mai mare stare de sărbătoare, să celebreze cu Tine și cu toți Sfinții. Să mulțumim că Tu ne-ai iubit. Mulțumim că ne-ai ales și rând pe rând ne chem pe bună în casă. Doamne, ajută pe fiecare să fim pregătiți pentru acea zi. Și fă, Doamne, ca Harul Sfânt și dragostea ta nespus de mare să fie revărsată acum peste voi, peste oricare în parte. Rămâi cu familia adoliată, rămâi cu Estera, rămâi cu fiecare copil în parte, rămâi cu toți cei care au fost marcați de viața lui Ilie. Și fă, Doamne, ca Harul Tău și bucuria ta a revărsării tale să fie așa neputernic încât acel izvor de apă în care vom ajunge acolo să-l gustăm și să-l pregustăm. Să fie cu adevărat o oază binecuvântată în care să trăim o eternitate cu Tine pentru veci de veci. Numele Lui să fie slăvit în veci de veci. Amin. Amin.
Thank you.
Scumpii noștri, suntem la ultimul popas. La un moment cu totul solemn, așa cum am spus, fratele Ilie, ne-am despărțit de mult. Acum ne despărțim doar de trupul neînsuflețit. Tată scump, stăm înaintea ta ca să-ți cerem milă și milostivire. Să-ți mulțumim pentru anii în care ne-ai călăuzit și că ai fost cu noi. Să mulțumim pentru protecția ta, pentru harul tău, Iisus. Doamne, îți mulțumim că ai fost bun și că ne-ai dat vremuri bune, și că ne-ai dat inspirație cerească și că ne-ai dat o călăuzire care vine la tine, Iisus. Suntem așa de bucuros să știm că noi putem să privim spre tine și că tu privești cu milostivire spre fiecare dintre noi. Vrem acum, Doamne, să deschidem inima, să ascultăm un cuvânt din partea ta și apoi să ne spărțim de trupul foarte mult. Bunul. Bunul Ilie. Omul care s-a supus bunului Dumnezeu din toată inima lui și a vrut să lase o moștenire. Moștenire în limba noastră română vine din slavă, dar în multe limbi, inclusiv aici în germană, vine din legare. Legare însemna să dai ceva să fie transmis la altcineva. Care este legarea care o lasă bunul Ilie? Probabil că sunt multe lucruri. Am înțeles că are o bibliotecă digitală, că sunt alte lucruri. Dar suntem, majoritatea dintre noi, siguri de câteva lucruri care le lasă. În tot mesajul lui, a vrut să se asigure că înțelege familia lui, copiii lui, Estera și toți ceilalți, că e despre Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă în cântecele lui, uitați-vă în poeziile lui, este Iisus Hristos acolo. Un lucru care l-am apreciat de-a lungul anilor, lucrând împreună, a fost la o perspectivă realistă despre Domnul Iisus Hristos. Din teologia lui n-a lipsit suferința. Suferința Domnului Iisus Hristos. De aceea a fost pregătit, de aceea în ultimele săptămâni i-a fost ușor, când vorbeai cu el,
spunea, îmi este ușor. De aceea, datorită teologiei suferinței lui, a ales să plângă și să creadă că Dumnezeu întoarce pe copiii lui la Dumnezeu. Și avem mărturie astăzi aici. Nu pomenesc numele lor, dar sunt aici și o să vă amintiți și o să vă amintesc constant. Duminica când vă întâlnesc, vă amintesc de cum a plâns bunul Ilie și cu buna Estera și de ce sunteți azi aici pe calea lui Dumnezeu. Și am apreciat iarăși la el, a fost spiritul învățat. O lasă ca și moștenire la nepoțele, la toți, la fete și băieți. Spiritul învățabil. Timp de 6 ani de zile, lună de lună, pregătea la cerere câte o poezie pe care o puneam pe coperta din spate a organului de presă pentru bisericile baptiste române din diaspora, din Austria până în Spania, din Irlanda de Nord până în Malta și în Cipru. De fiecare dată, nu vroiam să mă las influențat ușor de spiritul poetic fain. Frate Ilie, hai să mai discutăm această propoziție care o spui aici, pentru că e teologic, să fie conform cu adevărul lui Dumnezeu. M-am bucurat de el și de tot ce a pregătit. Când te uiți și închei, aproape când mormântul va fi coborât în Berna, te întrebi cu ce rămâi? Care a fost ultimele chestiuni care le-ai făcut cu un astfel de om? O să fiu bucuros că împreună cu mare parte a familiei am participat la ultimul lui interviu. În duminica primă din iulie a venit și a spus în fața adunării lui Hristos, Golgota, sunt aici, nu știu ce urmează și am plâns cu toți. El era parcă cel mai tare dintre noi pregătit. Am participat și la ultima împărtășire în trupul lui Iisus Hristos. Estera a fost acolo, Ramona a fost, Ana, Marti. Și vă rog să vă amintiți, Ana și voi toți, cum mesteca bucățica dată în gura lui, minut în șir. Mesteca și mesteca parcă se pregătea pentru soarele de sus. A luat vinul uimitor de fericit din sob. Aștia sunt momente de legare, de moștenire care mă vor marca toată viața de acum înainte. Asta este bunul Ilie. Am plecat de acolo cu o frământare pe drum până acasă și am împărtășit-o la mari după aceea. De ce nu l-am pus să mărturisească ceva? Mulțumesc la alt bun, bunul Nelu Demeter, că a făcut-o el cu câteva ore, 10 ore înainte. Asta este viața spirituală și moștenirea, dragii mei. Bunul Ilie lasă o moștenire. Și pentru că a fost poet, mi-amintea Sami că probabil că a avut și detractor. Aș vrea să-i întâlnesc pe rând și să am o dezbatere cu fiecare dintre ei despre toată credința și Evanghelia pusă de Ilie bunul în poeziile lui. Cu moștenirea aceasta rămâne. Dumnezeu ne-a creat. Am auzit asta astăzi. Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său, Iisus Hristos. Și bifăm și acest lucru la bunul Ilie. Dumnezeu l-a dat pe Iisus Hristos să sufere. Și bifăm acest lucru și la bunul Ilie. De ce? Pentru că a crezut cu tărie și El este deja în viața veșnică. Hai să ne bucurăm cu toții într-un moment din acesta de moștenirea care ne lasă și aștept ca Rebecca, Sara, Marcus și tu, Andreea, și toți care sunteți aici împreună cu noi să ducem moștenirea Lui duminică de duminică și în anii care urmează de dragul bunului Ilie. Pentru că a fost un scump cu noi toți. Amin. Și acum, la capăt de drum, mare bărbat apostolul Petru
unul cu o teologie cu totul splendidă. Vorbește astfel: să-și încredințeze sufletele lor credinciosului ziditor și să facă ceea ce este bine. Amin. Fratele nostru și-a încredințat sufletul marelui ziditor. Mare bărbat Augustin spunea: Doamne, sufletele noastre îți găsesc odihna doar în Tine, Dumnezeule. Acum am vrea fiecare să înțelegem. Noi provenim din El unul singur, Cel prea înalt, Sfântul Cerului și al Pământului. Din El venim și spre El ne ducem. Fie ca în numele Lui să fie binecuvântat. Amin. Scumpă familie, iubită familie, Dumnezeul mângâierilor să vă întărească, să vă sprijinească. Nu uitați, deja un membru al familiei noastre este deja în cerul Dumnezeu. El se uită cu uimire. Hristos privește cu uimire spre ei. Ei privesc la ceea ce a făcut Hristos pentru ei. Și laudă și glorifică pe Dumnezeu. Numele Lui să fie slăvit în veci de veci. Aici se încheie programul nostru. Aici se încheie acest serviciu divin închinat celui prea înalt, care e cunoștință, memoria, scumpul nostru frate. Îl rog pe fratele Lazar să ne conducă rugăciune. Cel care a fost în aceeași zonă, care a avut multe aminte frumoase împreună, și apoi vom accepta. N-avem încotro să acceptăm. Că într-o zi, niciunul din noi nu va scăpa să nu fie. Ne închinăm Domnului. Te binecuvântăm, te slăvim și îți mulțumim, Tată Ceresc, pentru că ai fost așa de bun încât ai trimis pe unicul Tău Fiu în lumea noastră. Îți mulțumim pentru că a plătit la Golgota pentru păcatele noastre, ca noi prin jertfa Lui să primim iertare pentru păcatele noastre. Îți mulțumim pentru că la vremea potrivită ai chemat și pe Ilie. Îți mulțumim, Doamne, pentru felul cum L-ai folosit. Acum Te rugăm, Doamne, binecuvântă pe Estela. Te rugăm să-i porți de grijă. Te rugăm, Doamne, să binecuvânți copiii și întreaga familie. Doamne, ajută să sunem totul totului tot de Tine. Îți mulțumim pentru lucrarea care ai făcut-o și azi. Mulțumim pentru cei care i-ai folosit, te rugăm să-i binecuvintezi. Amin. Doamne, te rugăm, lucrează la inimile noastre. Să învățăm lecția aceasta și noi suntem trecători. Ajută-ne să ne pregătim zi de zi. Ajută-ne să ne deschidem inima pentru Domnul Iisus. Lăsăm ca Duhul Sfânt să ne conducă câte zile avem pe pământ și să fim martorii Tăi pe pământ. Te rugăm, binecuvântezi biserica Ta, credincioșii de pe medeagul acesta, binecuvântă și Austria, binecuvântă și România, te rugăm, salvează ce mai trebuie să fie salvat. Și îți mulțumim că ne vei însoți și ne vei ajuta ca într-o zi, așa cum ne-am văzut aici, ne vedem în împărăția Ta. Amin. Toate acestea Ta rugate în numele Domnului Iisus ne ascultă, ne însoțește și fii cu noi. Amin. Amin. Putem spune un singur cuvânt. La revedere, Ilie. Thank you.
Domnul să vă binecuvânteze. Mulțumim tuturor în numele familiei, mulțumim familiei Belciu pentru că a fost așa de aproape de fratele Ilie, mulțumim bisericilor care au fost aproape, celor de departe, de la Arad, celor de la Caransebeș, celor de la Oradea, de la Baia Mare, celor care au trimis alții din Australia, din America. Domnul să fie slăvit pentru toate și a Lui să fie slava în veci de veci. Amin.